bun regăsit la Profit News Debate. Continuăm, fiind luna martie, discuțiile cu femeile antreprenori, femeile de succes din România, în business-ul, iată, din ce în ce mai diverse. Astăzi am plăcerea să o am alături de mine pe Andreea Strugaru, care este cofondator, nu? Și managing partner și marketing manager la Cadra. Bun venit! Bine te-am găsit, Cătălin, da, sunt multitasking la Cadra, putem să zicem, sunt și cofondator. O companie care are legătură directă cu automatizările, cu soluțiile astea, cu tehnologia, nu, cu digitalizarea. Până la urmă trăim în epoca asta, am văzut că sunteți unul dintre cei mai mari furnizori de soluții integrate de automatizare și management al accesului. Istorie, 30 de ani, nu găsești așa companii care s-au înființat acum 30 de ani și care, iată, cresc în continuare. Da, ne lăudăm cu ăștia 30 de ani, mai ales că încă suntem tineri, nu? Da. Suntem o companie inginerească, mai ales pentru că noi suntem ingineri și pentru că soluțiile astea de automatizare a căilor de acces cumva le-am adus într-un punct în care în România nu existau, ne-au plăcut, am știut că avem competențele astea. Și știam și că merităm noi, ca cetățeni, să fim mai tehnologizați în clădirile în care trăim. Până la urmă, hai să explicăm puțin ce faceți voi mai exact, să intrăm puțin în detalii, ce înseamnă soluțiile astea. Facem proiecte integrate cu tot ce înseamnă acces pietonal sau automatizat. Asta înseamnă că oriunde intri tu într-o clădire de birouri sau un mall sau un aeroport, ți se deschide parcarea, ți se deschid ușile, sunt sisteme de control acces tot automate, tot traficul e, noi numim principiul ăsta free flow și asta este direcția pe care dezvoltăm compania, sisteme de management automat al parcărilor automatizate, care mai nou le actualizăm și cu aplicații de plată prin telefonul mobil și, în general, mergem pe trendul ăsta de free flow și tehnologie înaltă pentru clădiri de orice tip. Un trend care nu crește în continuare și, până la urmă, ăsta e viitorul. Nu? E loc mult de dezvoltare aici. Bănuiesc că a fost un spike, o creștere cu pandemia sau nu a schimbat pandemia? Pandemia oricum, în multe domenii, așa, în tehnologie, în digitalizare, să spunem generic, a redus timpul foarte mult, adică a făcut ca lumea să avanseze poate cu 2-3 ani. Dar pentru voi, și da și nu, mă gândesc că până la urmă pandemia a ținut oamenii în casă. Da, pe de o parte a ținut oamenii în casă, noi am avut un mic șoc al afacerii în anul 2020, dar overall pandemia a dat un boost pentru că s-a găsit o nouă caracteristică a sistemelor pe care noi le instalăm și anume touchless, adică oriunde în spital o ușă a trebuit să fie touchless, să nu mai punem mâna pe mânere și lucrurile astea s-au înțeles atunci și cumva din 2021 am început să luăm avânt, mai ales în domeniul medical. Mai mult decât atât, inclusiv dezideratul ăsta NZ, Net Zero Energy Building, care merge spre clădiri vechi, verzi, se folosește de soluțiile pe care noi le putem implementa, automatizări pentru aerisire automată a clădirilor unde se mișcă multă lume, ușile rotative care contribuie la economia de energie. Deci, dacă simți trendul, după mine e rost de creștere în foarte multe business-uri. În a nostru întotdeauna am simțit că va fi, pentru că e foarte mult de modernizat în România, indiferent în ce domeniu. Fie că sunt aeroporturi, fie că sunt office building-uri, de spitale nu mai vorbesc, este acum un trend care nouă ne place și ca cetățeni și ne place și ca business, pentru că în sfârșit începe să se simtă că se fac investiții. Multă vreme s-a stat, și aici vorbesc de domeniul public, dar chiar și în domeniul privat se simte o accelerare a investițiilor. Cadra are competențe, adică ne deja facem de mai bine de 15 ani soluții specifice pentru domeniul sănătății și pot să spun că, adică nu m-aș plânge de ultimii 2 ani. Chiar dacă în 2020 un pic ne-am liniștit așa cu business-ul, ca să nu zic să încep să mă plâng, am recuperat în ultimii 2 ani foarte bine. S-a recuperat, dar sunt crize suprapuse anii ăștia și se tot vorbește de recesiune.
inflația a crescut la stele, să spunem așa, evident și războiul are o vină și nu numai sunt multe, nu le amintim aici, dar cum simți în general la firul ierbii, să spunem așa, apropo de investiții și asta, iată, se fac, dar e un moment în care și s-au mai pus pe hold anumite proiecte, pentru că antreprenorii se tem, domne, posibil să vină o recesiune, hai să nu mă întind, nu mai are o acces la creditare, e o problemă. Sunt proiecte care se pun pe hold, dar nouă ne place să ne uităm la alea care se fac. Și atunci, cele care sunt pe hold... Nu sunt oportunități în momentele astea. După părerea mea, sunt oportunități tot timpul. Important e să vrei să le vezi, să nu te uiți la ceea ce e pe hold. De exemplu, în lumea construcțiilor, piața rezidențială acum zice că se îndreaptă spre o stagnare, că nu... Da, creditarea este mai scumpă, dar... Hai să ne uităm în alte locuri unde se investește. Adică eu zic că România acum este într-o fereastră de oportunitate, vin o grămadă de bani. Mie îmi place să le văd. Și business-ul nostru s-a dus în față, adică se vede în cifra de afaceri că am evoluat. Firește că ne-a costat recesiunea, firește că ne-a costat războiul din Ucraina. Toată scumpirea asta a materiilor prime, până la urmă, s-a reflectat în scăderea profitabilității la noi. Dar nu e de pierit, adică vom recupera și treaba asta câtă vreme noi bugetele ni le facem. Adică pe cifră de afaceri față de anul trecut, noi am bugetat 30% anul ăsta. În condiții de recesiune, în condiții în care, da, există o prudență, cu toate astea ne uităm în jur și există o grămadă de investiții. Vreau să vorbim de ce urmează, dar dacă mă uit la cifra din 2022, 10 milioane de euro, 10,2 plus 27%, deci iată, față de 2021, deci ați mers pe asta. Până la urmă, sunt clar mai multe linii, nu neapărat linii de business, dar mai sunt, spunea, de centre comerciale, de spitale, de parcări, sunt diferite. Care scalează mai bine și unde un interes mai mare și unde credeți voi că puteți câștiga mai mult acolo? Adică care ar fi tendința? Spuneai că spitalele sunt mult în urmă, să spunem, da? Deci aici ar fi loc de creștere mare. Mare loc de creștere și, după părerea mea, asta este un trend care se va menține... până ies eu la pensie, adică eu nu mă... Până construim și spitalele alea de care tu se vorbește. Exact, deci spitalele regionale, care sigur sunt cele mai mari proiecte de care știm acum și va dura, dar e firesc să dureze, dar se investește mult în domeniul privat, se investește mult în domeniul public. Sigur, nu vedem spitale noi, toți ne dorim să fie, vor fi și alea. Deocamdată se fac multe modernizări. Este un pas necesar, noi încercăm să venim cu cele mai moderne soluții, pentru că asta este ceea ce știm noi să facem. Asta este un trend pe care mergem și se văd creșteri și cumva le-am prevăzut de mai de mult. În domeniul parcărilor, de asemenea, pentru că noi îl includem cumva într-un capitol mai larg de smart mobility, este un trend internațional, adică, cum zicea un partener de-a nostru ieri, nu trebuie să faci Harvard-ul ca să-ți dai seama, te uiți puțin ce se întâmplă în internațional și îți dai seama că România nu poate să meargă invers. Bine, deci... România e la faza în care se dă cu vopsea albastră la niște parcări, eu am văzut pe asfalt și se... deja poți să plătești parcarea și de pe telefon. Voi ce face? Hai să vedem, să explicăm puțin ce înseamnă. Noi, în domeniul parcării, suntem în zona a hardware-ului, să zicem. Și ca să explic mai precis, este lucrăm în parcări off-street, parcări on-street. Parcări off-street sunt parcările în care îți iei un tichet, intri într-o parcare, se deschide o barieră, plătești la automatul de plată sau mai nou, noi am dezvoltat o aplicație GoPark, este chiar in-house făcută, plătești direct de pe telefonul mobil, ai ieșit din parcare și totul este foarte simplu. Pe parcările on-street noi lucrăm încă cu parcometre pentru că este o, nu știu, obișnuința primăriilor de a avea genul ăsta de a gestiona parcările. Eu zic că este un lucru bun să se lucreze direct de pe telefon, doar că e nevoie și de enforcement. Deci aici e un sistem dual. Dacă noi în on-street instalăm ceva și nimeni nu face enforcement, nimeni nu va plăti parcările. Dar se așează lucrurile încet, încet și aici vedem
aș zice că în Ardeal orașele sunt un pic mai așezate, mai ordonate și se văd nu atâtea mașini claie peste grămadă, dar parcă și Bucureștiul începe să facă niște pași. Da, dar Bucureștiul e o mare adunătură, nu, de diverse, să spunem, populații. Acum, apropo de hardware și software, problemele din ultimul timp după pandemie au fost și cu lanțurile de aprovizionare, nu și cu, dincolo de inflație și asta. Și mă gândesc că lucrați cu componente care au avut întârzieri, nu? Cum, hai să explicăm puțin cum stați, da. Cum vedeți dacă s-a mai liniștit treaba. Alții, pe de altă parte, dacă fac stocuri, acum cu variația asta de prețuri, și acolo s-ar putea să fie probleme. Nu e simplu. Nu e simplu, dar ce e simplu și când a fost simplu? Că dacă aș vorbi de tot istoricul business-ului nostru, atâtea momente în care a fost greu există, încât tot timpul e ceva, păi, dar diferit. Hai să explicăm un moment greu și revenim la asta, pentru că greu, până la urmă, asta e interesant. Cel pe care l-am amintit, cel pe care l-ai amintit, încă se întâmplă. Deci această întârziere în aprovizionare ne încurcă pe toți. Până la urmă îl încurcă pe clientul nostru. Noi trebuie să lucrăm mult mai mult ca să reușim să ținem lucrurile în echilibru, să nu încurcăm pe nimeni, pentru că clientul nostru e o firmă de construcții care trebuie să livreze în cele din urmă. Deci depinde de noi în anumite. Dar am învățat să spunem că lucrurile durează mai mult și, într-adevăr, treaba asta îl costă pe antreprenor. Adică, cum am rezolvat noi, am crescut stocurile ca să putem livra cel puțin parțial mai repede, să putem să începem să facem lucrările. Comunicăm în legătură cu întârzierile, pentru că uneori termenele de livrare pe care le avem nu sunt respectate, deși noi lucrăm cu furnizori europeni mari, adică firme mari, dar și ei, la rândul lor, depind de alți producători de componente. Deci, pe lanțul ăsta s-au întâmplat lucruri care ne-au făcut probleme în business. În cele din urmă investești mai mulți bani în stocuri, comunici mai bine cu clientul, ne mai supărăm câteodată, nu livrăm perfect, dar niciodată din revoință. Dar de ce lucrezi cu producători europeni mari și nu lucrezi cu chinezării, să spunem așa? Nu, e un trend și ăsta până acum, cel puțin, continuă. Acum să vedem cât. Cred. Pentru cadra, cumva, felul în care noi ne-am poziționat a fost să livrăm calitate. Repet faptul că nu suntem perfecți și că mai avem foarte mult de lucrat și la organizație, la felul cum livrăm, dar cel puțin produsul cu care lucrăm nu dorim să se abată nicio îndoială asupra lui, pentru că lucrăm cu tehnologie, adică sunt în general sisteme, o ușă rotativă de diametru de 7 metri, dacă se blochează la un centru comercial, e un moment psihologic ca pe burse, cum ziceai înainte, în care toată lumea e nervoasă și s-ar putea întâmpla balamuc. E mai bine să evităm lucrurile astea. Deci noi ținem la calitatea soluțiilor pe care le implementăm și am avut la un moment dat tendința, pentru că sigur e o bătălie a prețurilor în piață, dar am făcut o analiză internă, noi totdeauna analizăm furnizorii cu care lucrăm și nu putem lucra cu produse chinezești. Pe de altă parte, calitatea vine la pachet cu costuri mai mari. Cum transferați costurile astea către clienți, mai ales cu inflația la stele, cum spuneam eu? Iată că în România a venit ultima cifră, iar e o creștere. Încercăm... Să sperăm că ajungem la single digit, cum spune BNR-ul, până septembrie, octombrie. De-abia aștept, e o treabă. Să vedem, dar în alte țări e o tendință, în state, să zicem, în rest mai vedem. Deci cum încercăm noi să facem treaba asta, încercăm să adăugăm multă plus valoare, deci venim cu serviciu adăugat. Practic noi clientului nu-i trântim în curte o ușă și gata. Ceea ce încearcă să facă cadra este să pornească de la faza de consultanță, să instaleze, e un proiect la cheie practic, dar și mai mult decât atât, pe toată durata de viață a produsului, încercăm să oferim servicii de calitate. Cumva acest pachet de a veni cu un serviciu, pentru că, cum spuneam, ceea ce facem noi, o ușă industrială automată care nu funcționează, provoacă probleme în producție. Imaginează-ți o fabrică care stă la minus 10 grade cu ușile deschise. Nu e posibil. Dacă ai o firmă în spate care vine, îți asigură serviciul necesar,
necesar, în așa fel încât tu să poți funcționa, ești mulțumit și poate că merită să plătești ceva în plus. Acum, cum ziceam, e posibil ca companiile care aleg produse mai ieftine să facă profituri mai mari, dar eu cred că pe termen lung mentalitatea noastră e bună, până acum s-a dovedit a fi și cred că se va dovedi și mai mult de acum înainte. Eu mă gândesc că vorbeam de soluțiile astea pentru automatizarea accesului, dar după implementarea lor vin ani de mentenanță, nu? De servici, de asigurare și aici. Cum? Hai să povestim puțin de treaba asta, că e o parte serioasă a business-ului, bănuiesc. Este o parte serioasă și este și o direcție strategică a business-ului. Acum trebuie să spun că mai este puțină educație de făcut, deci mentalitatea nu puțină, este... În alte domenii e multă educație de făcut. Este de făcut și la noi. Noi practic am făcut-o permanent, pentru că tot timpul venim cu soluții noi și este nevoie să vorbești, să explici, să înțeleagă oamenii cu ce beneficii vine, că până la urmă nu vinzi un produs, vinzi o rezolvare la o problemă. Mentenanța și serviciul, după părerea mea, mai are nevoie de niște ani ca să ajungem la nivelul la care vede Europa Occidentală mentenanța și serviciul, care este mai important decât produsul la ei. Pentru că până la urmă la mine trebuie să funcționeze ușa automată. Exact, asta e. Și o ușă automată trebuie să funcționeze 20 de ani, pentru că nu e un produs care costă 3 lei. Mai avem aici de lucru puțin. Nu neapărat clienții sunt bucuroși să îmbrățișeze treaba asta, dar e treaba noastră să explicăm atât de bine. Hai să povestim că sunt curios. Cum? Mai exact, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Păi, în concret, când Cadra face un contract, în general face cu constructorul. Constructorul livrează o clădire care va avea și ușă automată, va avea și o trapă de desfumare, va avea și o parcare, un sistem de management al parcării. Constructorul își cam termină treaba. El are o garanție de bună execuție, o apasă cumva și pe umerii noștri, bineînțeles, dar nu îl interesează și e normal cum va funcționa clădirea în următorii 20 de ani. Atunci treaba noastră este să reușim să luăm contact cu beneficiarul sau reprezentantul beneficiarului, care este o muncă un pic de detectiv, că trebuie văzut cine până la urmă va gestiona o clădire, vorbim de proiecte mari aici. Și apoi, ducându-ne către beneficiar, dacă reușim să ne facem înțeleși, adică care este beneficiul lui, până la urmă beneficiul lui care este? Își va folosi produsul pe timp mult mai lung și total cost of ownership, adică pe 20 de ani, iese mai ieftin dacă face mentenanță, dacă se îngrijește puțin de... Deci până la urmă, noi la Cadra și la aparatul Xerox avem mentenanță lunară, adică cea vine și îl periază, dar așa am semnat contractul, să nu ne doară capul. E, acum, o parte din clienți înțeleg, o parte zic nu, că astea sunt costuri. Eu nu zic că sunt costuri. În cele din urmă, e mult mai mare costul dacă nu faci treaba asta și peste 5 ani totul se blochează, că totuși sisteme care folosesc electronică, mecanică, trebuie să le ții în stare de funcționare. Și vei schimba produsul, e mai scump. Deci dacă te uiți la 20 de ani de funcționare, chiar și la 10, e mai ieftin să faci contract de mentenanță. Și asta încercăm noi să propovăduim acum. Da, voi luați pachetul complet la clădiri, la exemplu ăsta, sau sunt cazuri în care aveți doar parcările? Sunt alte cazuri în care aveți doar ușa de la intrare? Bineînțeles. Sau, nu? Bineînțeles. Deci, pentru ca noi să putem face un proiect integrat, ar cam trebui să fie greenfield, adică să luăm de la zero. Exact. Dar noi lucrăm foarte mult și în reamenajări, în modernizări. Exact. Iată, pe parcări, practic, ce facem acum, ce am făcut anul trecut foarte mult în zonele schiabile, zonele turistice, la hoteluri care existau, dar nu era rezolvată partea de parcare, pentru că sistemul de management al parcării este, pe de o parte, pentru beneficiar o sursă de venituri consistentă, că e un centru de business, i-aș spune eu, dar și rezolvă ordinea în parcare. Adică eu, ca hotelier, aș prefera să stea clienții mei în parcare, n-aș vrea să stea vecinii de stradă. Și atunci venim cu rezolvarea asta și mulți nu au avut. Acum și-au dat seama că e bine să aibă și-au dat seama că e investiție, nu este cost. Și asta, după părerea mea, de acum se e ca un bulgăre, adică nu se va opri. O să avem de lucru mult. Da, lucrați cu tehnologie și asta se updatează mereu. Cum faceți în cadrul echipei? Cum învață tot? 90 de oameni, mulți.
E o problemă cu forța de muncă în România, se plâng antreprenorii din multe sectoare, aproape din toate. Cum faceți, aici. Cum îi țineți aproape, cum îi școliți, cum aveți și atelierele voastre, mă rog, cred, bănuiesc că și acolo cu digitalizarea. Aici ai atins două aspecte. Pe de o parte, această situație cu forța de muncă și pe de altă parte, calificarea forței de muncă. Da, asta e deja de câțiva ani. Cred că singurul moment pe care eu mi-l aduc aminte că nu a fost nicio problemă cu forța de muncă și a fost inflație de forță de muncă a fost în criza aceea, 2008-2010. Am avut câțiva ani în care ne cădeau CV-urile în cap. De acolo încolo niciodată nu a fost neapărat simplu. Într-adevăr, consumăm foarte multă energie ca să aducem oameni valoroși, pentru că în general, noi lucrăm cu tehnicieni de valoare, că nu oricine știe și nu se face școală de ușă automată sau sisteme de parcare. Și atunci ce facem? E o permanentă căutare de oameni buni și am ales, atunci când nu găsim competența tehnică, să recrutăm pe atitudine și pe valorile companiei, iar după aceea facem școlarizare în interiorul companiei și cu ajutorul partenerilor noștri cu care lucrăm. Adică deseori mergem în Elveția sau mergem în Cehia sau de unde importăm echipamentele și ne școlim acolo sau facem, acum avem noroc că se face mult și online și avem și atelierul nostru. Noi avem în Cluj sediu firmei, am construit clădirea cadra, îi spunem noi. Am dat un spațiu generos unui atelier de microproducție și unde se face și un pic de R&D. Acolo când venim cu soluțiile, le punem în funcțiune, le testăm, vedem cum funcționează și acela este și locul unde facem traininguri interne. Firește că le facem pe soluțiile noastre, adică nu îți imagina că e o școală tehnică, în adevăratul sens al cuvântului, e o școală tehnică pentru soluțiile pe care noi le implementăm. După care este dureros când după ce ai făcut această școală e posibil ca o persoană să aleagă să plece din altă țară. E un proces continuu, dar un proces nu ai ce continuu să faci. Care vine cu costuri suplimentare. Absolut că da. Și aici cum vă faceți bugetul pentru anul ăsta? A spus că vedeți o creștere, sunt costuri suplimentare. Pe de altă parte mă gândesc de unde atrageți fonduri pentru creșterea asta neîntreruptă? De la bănci? Sunt fonduri nerambursabile? Sunt alte fonduri europene? Cum sunt? Uite că de oriunde putem să luăm bani, am folosit să știi orice oportunitate. Pe de o parte, noi reinvestim profitul în companie, pe de altă parte, suntem bancabili, adică avem relație bună cu banca și oricând ne sare în ajutor, oricând am avut nevoie, am putut să apelăm, dar cel mai mult ne plac fondurile nerambursabile. Adică aici, cum ziceam, am folosit orice fel de oportunitate ni s-a arătat. Actualmente am câștigat două proiecte pe fonduri europene, una pentru surse regenerabile și un alt proiect pentru, chiar schimbăm utilajele din atelierul de microproducție pentru eficientizare energetică, deci iată că ne plac banii gratis și folosim oportunitatea asta și mi se pare că e bine, asta cu banii gratis sună așa într-un fel că s-a cam terminat epoca asta care nu prea era normală. Ne apropiem de final, vă rog să mai întreb, apropo de costurile astea la energie și nebunia care a venit în ultimul timp, cum vedeți, ce soluții aveți? Clar că sunteți implicați. Suntem, ne costă, ne-a durut puțin, tocmai de-aia acum încercăm să instalăm panouri fotovoltaice, poate reușim la Cluj, să ne auto-oferim energie. În rest, din perspectiva asta, în celelalte puncte de lucru, noi suntem în chirie, mare lucru nu putem să facem, dar suntem pe fază, deci oricând este oportunitate, cum am zis, suntem totdeauna atenți la ce se oferă. Și piața asta, sectorul ăsta al vostru, cum îl vede? Și în general, construcțiile și poate în general, așa, România, perspectiva asta pe următoarea perioadă. Construcțiile, eu le văd bine, pentru că, cum ziceam, ne uităm la oportunități, nu unde, adică, sigur, se vorbește de faptul că piața rezidențială scade, dar crește în altă parte, adică sunt lucrări de infrastructură, nu neapărat importante pentru noi, dar se vede că se construiește în domeniul medical, se construiește mult. Infrastructura, am avut proiecte la aeroport,
aeroporturi anul trecut, vom avea și anul ăsta, stadioane, centre sportive, deci sunt foarte multe oportunități și, după părerea mea, 2023 va fi un an bun. Poate să fie prost dacă cumva companiile între ele să-și facă probleme. O companie care nu-și controlează bine prețurile și să intre în dificultăți de plată, pentru că am avut, adică nu pot să zic că n-am avut și episoade negative, mai ales în timpul crizei din 2008, însă suntem atenți, adică am făcut școală în anii ăștia. Nu pot să vă doresc decât succes și sper să ne revedem. Mulțumim mult pentru prezența, Andreea Strugar. Mulțumesc, Cătălin, cu mare drag. Încheiem aici o nouă poveste, iată, de cu succes, o antreprenoare care, într-o lume, iată, foarte și într-un sector foarte interesant și ai zice, iată, tot așa o lume a bărbaților, iată, reușește. Vă dau întâlnire data viitoare cu alte povești, până atunci rămâneți pe Profit. La revedere!